Cea Domnului, în această seară vom începe săptămâna de rugăciune pentru tineret intitulată Flacăra Credinței. Vom parcurge o serie de lecții care ne vor ajuta să stabilim măsura de credință pe care o avem și să hrănim flacăra credinței din inima noastră, încât aceasta să rămână aprinsă indiferent de circumstanțe. În continuare vom studia prima prelegere din acest ciclu intitulată Realitatea fără dovezi, de Ghiță Ulici. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele care nu se văd sunt veșnice. 2 Corinteni 4:18. Realitatea lumii noastre. Trăim într-o lume în care majoritatea oamenilor se raportează la lucrurile pe care le văd, le au la îndemână, sunt palpabile, oferă satisfacții de moment, etc. Tinerii, de asemenea, caută lucruri pe care să le poată deține, pe care să se poată baza o anumită carieră, renume, bani, mașini, casă, anumite proprietăți, tehnologie de ultim model, satisfacerea dorințelor de moment, etc. Deși multe din aceste lucruri pot fi utile, totuși, acestea nu trebuie să reprezinte principalul scop al vieții. Lumea, în prezent, este caracterizată de confuzie, neîncredință, încumetare, ateism, etc. Oamenii au inventat tot felul de teorii despre originea omului, a speciilor de animale, a lucrurilor din natură care ne înconjoară, dorind să-L scoată pe Dumnezeu din mintea lor, acestea fiind promovate copiilor și tinerilor încă de la școală. Dacă un tânăr sau o tânără are curajul să-și exprime credința în Dumnezeu și cuvântul său, dacă alege să se comporte după un set de principii și valori biblice, să se alimenteze sănătos, să se îmbrace într-un mod diferit, să asculte o muzică deosebită, să nu vorbească cuvinte indecente, riscă să fie luat în derâdere, să fie considerat o persoană demodată sau poate chiar ciudată. Cu privire la timpul nostru, Domnul Iisus făcea o profeție care ar trebui să ne răscolească într-un mod profund pe fiecare dintre noi. Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ? Această întrebare a Domnului Iisus nu face referire doar la lumea care ne înconjoară, ci ea include chiar și pe cei care se consideră a face parte din poporul lui Dumnezeu. Biblia declară că în zilele din urmă, oamenii vor fi preocupați de planurile lor lumești, de plăceri și de câștigarea de bani. Ei vor fi orbi în față de realitățile veșnice. Domnul Hristos spune că așa cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, a Idoma, se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. Tot la fel este și astăzi. Oamenii aleargă mereu după vânarea de câștiguri și satisfacerea plăcerilor egoiste, ca și când n-ar fi Dumnezeu, n-ar fi cer, n-ar fi viață veșnică. Ce lipsește? În aceste timpuri de prosperitate și aparentă libertate pe care le trăim noi astăzi, se poate vedea suficient de clar o scădere semnificativă a unei credințe autentice în Dumnezeu și în cuvântul Său. În perioadele de restriște și persecuție din trecut, atât în evul mediu întunecat, dar și după aceea, credința celor care se declarau a fi urmași a lui Hristos era puternică. Deși nu aveau biserici atât de frumoase și confortabile precum avem noi astăzi, totuși se bucurau să participe împreună la momentele de rugăciune, de studiu, de părtășie, chiar dacă aveau acestea loc în peșteri, catacombe, în păduri, în biserici sau case de lut, de piatră, etc. Ei erau gata să moară pentru credința lor. Milioane de creștini, copii, tineri, părinți sau oameni în vârstă au murit pentru Hristos în arenele romane, arși pe rug, asfixiați în peșteri și multe alte forme pe care le-a folosit Inchiziția sau regimurile opresive care s-au pierdut de-a lungul istoriei. Ei nu renunțau la credința lor, ci din contră, alte persoane care erau impresionate de viață sau de moartea lor luau poziție de partea adevărului cu riscul de a avea aceeași soartă. Deși nu existau atâtea exemplare ale Bibliei la îndemâna lor, studiau cu atâta ardoare cuvântul lui Dumnezeu și memorau mai multe părți ale Scripturii decât obișnuim să facem noi astăzi.
Deși libertatea religioasă era restrânsă foarte mult, iar posibilitatea de a circula dintr-o țară în alta era foarte mică, se făcea totuși multă lucrare misionară, iar numărul celor care se converteau la adevăr era în creștere semnificativă. Flacăra credinței ardea puternic în inima acelor creștini, iar prezența lui Hristos în viața lor era totul pentru ei. Dragostea lor pentru Evanghelie și pentru semenii lor, întrecerea orice durere fizică provocată de asupritorii lor. Ceea ce ne lipsește este credința. Dumnezeu este o abundență de har și putere ce așteaptă să fie cerută de noi. Dar motivul pentru care noi nu simțim marea noastră nevoie de El este aceea că privim la noi înșine și nu la Domnul Iisus. Noi nu înălțăm pe Iisus și nu ne sprijinim totul pe meritele sale. Ce este credința? Credința este un element foarte important în viața unui creștin în relația sa cu Dumnezeu, dar și cu semenii săi. Credința are legătură cu lucrurile care nu sunt vizibile ochilor fizici, nu se bazează pe anumite dovezi palpabile, ci se bazează în exclusivitate pe o relație specială cu Dumnezeu prin rugăciune, cuvântul său sau lucrurile create de el în natură, etc. Ce este credința și de ce este așa de importantă în viața unei persoane? Care este rolul credinței în raport cu viața aceasta, dar și cu viața veșnică? Cum poți să crezi fără să vezi anumite dovezi concrete pe moment? Cum acționează o persoană atunci când are o credință puternică în Dumnezeu? Cum poate fi menținută flacăra credinței arzând și care ar putea fi factorii care pot determina stingerea credinței? Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd și, fără credință, este cu neputință să fim plăcuți Lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răspândește pe cei ce îl caută. Martin Luther King spunea, credința înseamnă să faci primul pas, chiar dacă nu vezi toată scara. Credința în acțiune. În Epistola către Evrei, capitolul 11, descoperim definiția credinței, dar și exemple practice de bărbați și femei care, încredințându-se în Dumnezeu, au strălucit în mijlocul societății în care au trăit. Înainte de a descrie viața lor și anumite decizii pe care le-au luat, raportul biblic începe prin a spune prin credință. Prin credință au cucerit ei împărații, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrăjmașe. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Credința mântuitoare este o tranzacție prin care cei care îl primesc pe Hristos se unesc într-o relație de legământ cu Dumnezeu. O credință vie înseamnă o creștere a vigorii, o încredere sinceră prin care în harul lui Hristos sufletul devine o putere biruitoare. Credința este un cuceritor mai puternic decât moartea. Considerăm că am ajuns la mijlocul prelegerii din această seară. În continuare ne vom pleca în rugăciune cu mine. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim plecați la picioarele tale să îți mulțumim pentru că ai avut grijă de noi până în această seară. Te rugăm în continuare, ai tu grijă de noi, ajută-ne să înțelegem din cuvântul tău, să luăm seama la cuvântul tău. Ajută-ne ca flacăra credinței din inima noastră să fie cât mai puternică, astfel să împărtășim și în jurul nostru lumină la ceilalți. Ajută-ne în continuare să citim din cuvântul tău, să punem în practică ceea ce învățăm în această seară. Iartă-ne greșelile pe care le-am făcut și ajută-ne să nu le mai repetăm. Fii tu alături de noi în continuare, toate acestea ți le-am cerut în numele Domnului Iisus Hristos, care a murit precum cea de pe Golgota în veci de veci. Amin.
Credință fără dragoste egal nimic. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Adevărata credință este urmată de iubire și iubirea de ascultare. Trei tineri. Unul dintre cele mai impresionante exemple biblice de credință este experiența pe care au trăit-o trei tineri evrei în Babilon. Deși erau captivi într-o țară străină, ei nu și-au pierdut identitatea de copii ai lui Dumnezeu. Fiind credincioși și hotărâți încă de la început, atât în ce privește alimentația, cât și relația lor cu Dumnezeu și cu cei din jur, în urma unei perioade de instruire în Babilon, ei au fost selectați de către împărat să ocupe unele responsabilități în acel imperiu. Cea mai mare încercare a acestor tineri, relatată de Sfânta Scriptură în cartea lui Daniel, capitolul 3, a fost în câmpia Dura, când li s-a cerut tuturor să se închine chipului de aur înălțat de împăratul Nebucadnețar, ca simbol al acestui imperiu, dar și pentru a impune o singură religie pentru toate ținuturile existente sub dominația lui. Acești tineri nu și-au compromis credința, în ciuda faptului că toată mulțimea adunată la acea sărbătoare păgână s-a închinat chipului de aur. De asemenea, nu s-au lăsat intimidați de amenințările lui Nebucadnețar, care, plin de mânie, a încercat să-i convingă să renunțe la credința lor în Dumnezeu, sub amenințarea că, în caz contrar, vor fi aruncați în cuptorul cu foc, încălzit de 7 ori mai tare de cum se cădea să-l încălzească. Ei au rămas fermi de partea lui Dumnezeu, fiind convinși de protecția lui sau gata să moară dacă aceasta era planul său cu ei. Zadarnici au fost amenințările împăratului. N-au putut îndepărta pe bărbați de ascultare de împăratul Universului. Din istoria părinților lor, ei învățaseră că neascultarea de Dumnezeu este urmată de dezonoare, dezastru și moarte și că frica de Domnul este începutul înțelepciunii, temelia oricărei prosperități adevărate. Stând liniștiți în fața cuptorului, au zis: noi n-avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Iată, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Credința lor s-a întărit atunci când au declarat că Dumnezeu va fi proslăvit prin eliberarea lor și cu asigurarea biruitoare, născută din încrederea deplină în Dumnezeu, au adăugat: și chiar dacă nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Dar Dumnezeu nu i-a uitat pe ai săi. Când martorii lui au fost aruncați în cuptorul aprins, Mântuitorul li s-a descoperit în persoană și împreună mergeau prin mijlocul focului. În prezența Domnului, căldurii și al frigului, flăcările și-au pierdut puterea mistuitoare. Credința care lucrează. Acea credință care lucrează prin dragoste și curăță sufletul nu este o chestiune de impuls. Ea încrezându-se în promisiunile lui Dumnezeu, crezând cu tărie că ceea ce El a spus, El este capabil să împlinească. Timpul de suferință dinaintea poporului lui Dumnezeu va cere o credință care să nu se clatine. Copiii săi trebuie să facă cunoscut că singurul obiect al închinărilor este El și că niciun motiv, nici chiar viața însăși, nu-i poate determina să facă cea mai mică concesie închinării false. Pentru inima credincioasă, poruncile oamenilor mărginiți și păcătoși se vor prăbuși fără însemnătate în fața cuvântului veșnicului Dumnezeu. Adevărul va fi ascultat chiar dacă urmarea este închisoarea, exilul sau moartea. Omul timpului său. În perioada întunecată a Evului Mediu, când se părea că nu mai exista nimeni care să ia poziție pentru adevăr, când rătăcirea și nelegiuirea păreau că triumfă, iar cei care au apărat cândva adevărurile Evangheliei au fost persecutați și omorâți, Dumnezeu nu a rămas fără reprezentanți în această lume. Din mijlocul Bisericii Catolice, acum 500 de ani, s-a ridicat un bărbat curajos și hotărât, gata de a denunța rătăcirile și dogmele impuse de biserică în acele timpuri de întuneric spiritual și de a scoate la iveală lumina cuvântului lui Dumnezeu în măsura în care i s-a descoperit lui. În ciuda tuturor obstacolelor și presiunilor din partea oamenilor de atunci, el și-a păstrat credința în Dumnezeu.
Cel mai remarcabil dintre cei chemați să conducă biserica din întunericul papalității în lumina unei credințe mai pure a fost Martin Luther. Zelos, înflăcărat și devotat, necunoscând altă temere afară de temerea de Dumnezeu și nerecunoscând nicio altă temelie pentru credința religioasă afară de Sfânta Scriptură, Luther era omul timpului său. Prin el, Dumnezeu a împlinit o mare lucrare pentru reformarea bisericii și iluminarea lumii. Avea un simț născut al dependenței de ajutorul divin și începea totdeauna ziua cu rugăciune, în timp ce sufletul îi se înălța continuu în ceruri pentru călăuzire și sprijin. O rugăciune bună, zicea el, înseamnă mai mult decât jumătate din studiu. Roma era hotărâtă să-l distrugă pe Luther, dar Dumnezeu îl apăra. Învățăturile lui erau auzite pretutindeni, în colibe și în mănăstiri, în casele nobililor, în universități și în palatele regilor. Și oamenii de viță nobilă se ridicau din toate părțile să-i susțină eforturile. Reforma nu s-a încheiat cu Luther, așa cum socotesc unii, ci ea trebuie să continue până la încheierea istoriei lumii. Luther a avut o lucrare mare de făcut, aceea de a transmite și altora lumina pe care Dumnezeu o aprinsese asupra lui, dar nu o poseda în totalitatea ei, adică acea lumină întreagă care trebuie dată lumii. Din vremea aceea și până astăzi, o lumină nouă a continuat să strălucească neîncetat asupra scripturilor și noi adevăruri au fost continuu descoperite. Nevoia noastră. O mare lucrare trebuie să fie înfăptuită, planuri mari, întinse, trebuie să fie făcute. O voce trebuie să meargă să trezească națiunea. Oamenii a căror credință este slabă și șovăitoare nu sunt potriviți să ducă mai departe lucrarea în această importantă criză. Avem nevoie de curajul eroilor și credința martirilor. Concluzii. Credința este mâna care te menține în legătură cu ajutorul veșnic. Este mijlocul prin care o inimă reînnoită este făcută să bată la unison cu inima lui Hristos. Credința este un dar de la Dumnezeu, dar puterea de a o folosi este a noastră. Credința este mâna cu care sufletul apucă mila și îndurarea date în dar de Dumnezeu. Credința înseamnă să nu te îndoiești de Dumnezeu, să crezi că ne iubește și știe cel mai bine ce este pentru binele nostru. Adevărul, puritatea, integritatea de caracter au fost indicate ca secrete ale succesului vieții. Credința ne pune în posesia acestor principii. Fiecare impuls sau aspirație bună reprezintă un dar de la Dumnezeu. Credința primește de la Dumnezeu singurul fel de viață care poate produce o adevărată creștere și eficiență. Tinerii care îl urmează pe Hristos au depurtat un război. Ei au dedus o cruce zilnic în ieșirea din lume și în imitarea vieții lui Hristos. Tinerii trebuie să fie stăpâniți de principii ferme pentru a putea folosi corect puterile date de Dumnezeu. Trebuie să fie învățați să cugete și să acționeze din principiu conștiincios, căci aveți nevoie de răbdare ca, după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi și cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Credința este tot ceea ce ai nevoie, nu lăsa credința să ți se clatine. Luptă pe lupta cea bună a credinței și nădăjduiește în viața cea veșnică. Lupta va fi aspră, dar luptă cu orice preț, deoarece în Hristos Iisus făgăduințele lui Dumnezeu sunt da și amin. Așează-ți mâna în mâna lui Hristos, chiar dacă sunt dificultăți de întâmpinat, îngerii care excelează în putere vor conlucra cu poporul lui Dumnezeu. Privește spre Sion și pornește pe drumul care duce către Sfânta Cetate. Fiecare biruitor este așteptat acolo pentru a primi o coroană a slavei și o haină împletită în războaiele de țesut ale cerului. Chiar dacă Satan ți-ar întuneca drumul de la un capăt la altul și chiar dacă ar încerca să ascundă dinaintea ochilor tăi scara tainică ce unește pământul cu tronul lui Dumnezeu, pe care coboară și urcă îngerii, care sunt duhuri slujitoare ale celor ce vor fi moștenitorii mântuirii, croiește-ți drumul spre cer și, pas cu pas, înaintează până la tronul celui infinit. Amin. În continuare ne vom pleca în rugăciune împreună cu mine.
bună, îți mulțumim că ai fost cu noi până în prezent, te rugăm să fii și în continuare și să ne părăsești, ajută-ne să avem credință și întărește-ne Tu credința pe care o avem în inimă, încât să fie o flacără puternică care să nu se stingă indiferent de ce încercări ar veni asupra noastră. Ajută-ne să luminăm în jurul nostru și să îi aducem și pe alții la adevăr și să fie mântuiți prin intermediul nostru, dacă Tu dorești să ne folosești ca unelte. Te rugăm să ne dai curajul de a acționa precum cei trei tineri din Babilon și cum Martin Luther s-a luptat cu Biserica Catolică. Ajută-ne, Doamne, și fii cu noi, încât să avem niște caractere ca ale Tale și să fim mântuiți și să ne bucurăm de veșnicie împreună cu Tine. În numele lui Iisus, care a murit pentru noi. Amin.